Salutare și bine ai venit la un nou video! Astăzi o să răspundem la una dintre cele mai importante întrebări și anume ce e mai bine pentru tine, să fii tester sau să fii programator? Deci dacă vrei să faci o reconversie profesională către domeniul IT, să ai un program flexibil, să poți să lucrezi de acasă, dar nu știi dacă să te duci pe zona de testare sau QA sau să te faci programator, ei bine, uită-te până la finalul acestui video pentru că am niște informații foarte importante pentru tine care o să te ajute să te decizi. Tester, gata, am dat cu banul, mi-a ieșit tester, m-am hotărât. Deci ca să nu trebuiască să dai cu banul pentru a te hotărâ sau să te bazezi pe niște informații despre domeniul IT, informații pe care încă nu le înțelegi suficient de bine, deoarece nu ai suficiente cunoștințe, ei bine, în acest video o să-ți răspund la toate întrebările. Iar dacă până la final nu ți este 100% clar care e faza cu aceste două domenii, lasă un comentariu cu întrebările tale și îți voi răspunde cu cea mai mare plăcere la ele. Acum mai bine de un an am făcut un live similar în care am vorbit strict despre domeniul testării, unde aduceam mai multe argumente, iar foarte mulți oameni, în general oameni care activau în zona testării, s-au activat foarte tare sau tensionate, deci dacă ai orice fel de comentarii negative, poți să te chinui să le lași mai jos, dar cel mai probabil o să le șterg sau o să le ignor, așa că cel mai bine ar fi să aduci tot timpul argumente constructive, nu bazate pe nervi, nu bazate pe păreri, nu bazate pe orgoliu pe care încerci să ți-l aperi, ci fiecare argument este binevenit atâta timp cât este prezentat într-un mod constructiv și atâta timp cât se bazează pe cifre și pe informații concrete din piață, nu pe sentimentele de moment pe care poate ți le-am strânit. Despre programare nu cred că e cazul să mai vorbesc pentru că am făcut deja o grămadă de videouri pe această temă și îți recomand să te uiți dacă n-ai făcut deja asta. Dar hai să vorbim un pic despre zona de testare. Zona de testare sau zona de quality assurance, pentru că asta este denumirea științifică sau denumirea politically correct, este împărțită pe două zone. Prima zonă este zona de testare manuală, iar a doua zonă este zona de testare automată. Pe zona de testare manuală, ce se întâmplă este că, de fapt, tu testezi o anumită aplicație, la fel ca și cum testezi acum YouTube-ul, gen te uiți la video, dacă te enervezi mai lași un comentariu, mai dai un like, mai dai un dislike, mai dai un subscribe. Practic asta este ceea ce faci un tester. Diferența între tine și testerul care e angajat și e plătit să facă asta este că face lucrurile mult mai structurat. Adică în loc să se uite poate la 10 videouri, se uită la 3 videouri din niște categorii specifice, iar în cadrul vizionării acelui video se joacă cu bara de progres să vadă că funcționează bine, dă click să pună pauză, dă click să pună play, încearcă să facă video full screen, după aia îl face la loc în dimensiune normală, se uită din lista de videouri, dă click poate pe fiecare video din dreapta să se asigure că merge foarte bine să dea click pe fiecare din videourile din dreapta, cum am zis, după aia dă click pe fiecare comentariu, dă like. Deci, practic, el are rolul de a testa o aplicație întreagă sau o bucată suficient de mare din aplicația respectivă. Deci, asta face un tester începător. Și acum, datorită complexității reduse a acestei munci de tester, adică și tu, cum am zis în prezent, testezi într-un fel sau altul aplicația YouTube, foarte multă lume a fost tentată de a face reconversia asta profesională către testare. Adică dacă ai pe cineva care, nu știu, poate lucrează într-o fabrică sau are un job fizic sau are un job care nu-i face plăcere și vrea să facă reconversia asta profesională către un job de la calculator, tentația e foarte mare să zici, bun, da, și eu știu să fac testare, ce e așa de complicat? Și, într-adevăr, ai avea dreptate dacă te-ai gândit la lucrul ăsta. Marea problemă aici nu este cât de grea este munca, pentru că, într-adevăr, e o muncă simplă pe care poți să o facă majoritatea oamenilor care știu cum să folosească un calculator. În schimb, problema este că un tester poate să testeze codul la undeva între 3 și 6 programatori în majoritatea firmelor, dar există și firme care au un tester care testează munca chiar și a 10 sau a 20 de programatori. Iar din cauza asta, în primul rând, bătaia pe pozițiile de testare, mai ales pe pozițiile de testare fără experiență, este foarte mare. Și cunosc personal o grămadă de cazuri de oameni care au făcut cursuri de testare, care s-au implicat, care au fost serioși acolo și care la final nu au reușit să se angajeze în domeniu din cauza că pur și simplu fie nu găseau joburi la care să aplice, fie aplicau la joburile respective și erau refuzați pe bandă rulantă. Totuși, sunt niște lucruri care nu ți se spun despre zona de testare și anume ai nevoie de două abilități suplimentare pe lângă efectiv să știi să dai cu click un mouse și să bați cu degetul în tastatură
Și anume, trebuie să ai abilități mai avansate de folosire a calculatorului. De exemplu, poți să ai cazuri frecvente în care nu e suficient doar să testezi pagina așa cum apare la tine pe ecran, ci trebuie să știi și cum să intri în developer tools. De exemplu, să faci pagina să arate ca și pentru un telefon mobil sau să încerci să mărești dimensiunea unui text dintr-un buton sau inclusiv să te uiți atent la ce fel de request-uri se trimit către server și ce fel de request-uri trimite serverul înapoi către aplicație. Deci, pe măsură ce avansezi în carieră, cumva așteptarea este tu încet, încet să și acumulezi niște cunoștințe tehnice, totuși aceste cunoștințe tehnice nu sunt neapărat din zona programării. Al doilea lucru foarte important pe partea de testare este să ai și un pic de abilități sociale. Pentru că tu în momentul în care folosești o aplicație, tu mental vorbind, trebuie un pic să te pui în pielea utilizatorului final. Adică dacă un programator face o funcționalitate și testează funcționalitatea respectivă într-un mod izolat, tu ca tester nu vei folosi doar butonul de play și de pauză pe YouTube, ci trebuie să te gândești cum arată poate culoarea butonului de play. Se vede în cadrul întregii pagini. În momentul în care dai play, se oprește videoclipul imediat. Nu știu, mai sunt alte lucruri de pe pagină care se strică dacă o funcționalitate nu e implementată așa cum trebuie. Tu, până la urmă, tu trebuie să ții cont de toate lucrurile astea, iar în momentul în care prezinți echipei ce ai descoperit, ce ai testat, toate aceste lucruri trebuie să fie prezentate într-un limbaj care să fie suficient de clar și pe măsură, din nou, ce avansezi în carieră, tu trebuie să înțelegi tot mai bine produsul pe care trebuie să-l testezi și în unele cazuri, ce-i drept foarte rare, este important să dai și direcții de dezvoltare ale produsului respectiv. Deci, practic, tu în total trebuie să fii și o persoană tehnică și o persoană sociabilă, iar toate lucrurile astea trebuie să le îmbini în 8 ore de muncă, ore pentru care la început nu vei fi plătit la fel de bine precum e plătit un programator. Adică, din experiența mea, testerii ajung de multe ori să lucreze între 6 și 8 ore în fiecare zi, câteodată se face și overtime, mai ales pe zona de testare de jocuri, deci acolo dacă lucrezi 8 ore ești norocos, spre deosebire de un programator care rar ajunge să aibă 6-7 ore de lucru efectiv, asta când e la început. Că după ce ești programator senior, timpul de muncă tinde să scade tot mai mult. Și acum hai să vorbim despre a doua categorie de testare, și anume testarea automată. Practic, ce înseamnă testarea automată este că te folosești de diverse programe de automatizare. De exemplu, vrei să testezi aplicația YouTube. Primul lucru pe care vrei să-l testezi este partea de logare pe platformă. Și atunci, practic, tu îi spui programului să ia cursorul, să-l ducă peste butonul de sign in, să dea click pe el, să aștepte să se încarce pagina următoare, să dea click pe butonul de username, să dea click pe zona de text de username, să scrie username-ul de test, să dea click pe parolă, să scrie parola, să dea pe sign in și pe urmă să testeze că pe pagină într-adevăr apare în dreapta sus numele utilizatorului. Bineînțeles, ăsta este un test foarte simplificat, iar ca tester automat, tu trebuie să gândești întregi procese de testare, pentru care tu trebuie să fii destul de atent la detalii și care poți să-ți ia destul de mult timp să le faci. Acum, ce e foarte interesant la zona asta de testare automată este că se suprapune un pic și peste testarea manuală, dar se suprapune puțin și peste zona de programare. Adică la ce mă refer aici este că de multe ori există așteptările și de la testerii manuali să folosească tool-uri de automatizare, dar în același timp de multe ori și de la programatori se așteaptă ca pentru unele funcționalități pe care le implementează să își scrie ei testele. De exemplu, cât am lucrat la Facebook sau la Google, nu am întâlnit departamente de testare automată, ci să scriu eu cod pentru funcționalitățile pe care le creez, deci nu mai era nevoie de zona asta de testare automată pe proiectele pe care lucram eu. Din acest motiv, zona asta de testare automată în multe companii e destul de rară. Adică fie au testerii manuali care, cum am zis, trebuie să dea cu degetul în tastatură și în mouse, sau mai sunt programatorii care trebuie să automatizeze diverse părți de testare. Și atunci, dacă pentru zona de testare manuală avem un tester la 3-6 programatori, pe zona de testare automată e foarte posibil să fii un tester automat pentru 10-20 de programatori, dar din nou depinde foarte mult de la companie la companie. Și ce se mai întâmplă este că poți chiar să lucrezi pe mai multe proiecte în paralel. Și acum că am clarificat ce face fiecare dintre aceste zone, hai să vorbim și despre posibilitățile de promovare în carieră.
Spre deosebire de acum 5-10 ani, când firmele investeau foarte mulți bani în dezvoltarea angajaților, în prezent lucrurile stau mult mai simplu. În prezent, dacă ești angajat pe o poziție de tester manual, așteptarea de la tine o să fie să faci testare manuală și să fii foarte concentrat pe partea asta. Adică cazurile de persoane care sunt angajate ca și tester, care fac trecerea către programare, sunt foarte rare. Deoarece în momentul în care angajatorul te plătește pentru un anumit rol, el se așteaptă ca tu să stăpânești rolul respectiv foarte bine. Adică dacă vrea să-și ia un programator în firmă, o să se ducă și o să angajeze pe cineva care are abilități de programare și nu o să vrea să-ți plătească ție salariu în paralel până mai înveți niște programare, ca pe urmă să riște ca tu să nu știi nici bine programare, să nu-i mai faci nici partea de testare de care el avea nevoie și cumva să rămână cu banii dați. O părere destul de populară este că, ok, ești tester manual și încet, încet vei face trecerea către zona de automation. Și într-adevăr, chestia asta se mai întâmplă în unele companii. Totuși, la multe companii, din modul în care sunt structurate proiectele și în care se împart task-urile, de multe ori nu există nevoia de testare automată atât de avansată și atunci tu pur și simplu ca tester manual va trebui să înveți un pic de automatizare ca să faci niște task-uri în plus, dar oficial nu vei fi considerat ca fiind tester automat și deci să poți să te folosești de chestia asta în CV ca să poți să aplici pe poziții mai bune. La fel și ca tester automat, tu vei învăța foarte bine niște unelte care într-adevăr de multe ori le folosesc și programatorii. Doar că diferența foarte mare e că acele unelte sunt specializate doar pe partea de testare, adică ele nu creează nimic de la zero, nu creează o aplicație nouă, nu creează o funcționalitate nouă și atunci nu e același lucru să faci testare cu a face programare. Practic, dacă ar fi să desenăm două cercuri, ăsta fiind cercul de testare și ăsta fiind cercul de programare, ele se suprapun foarte puțin și din cauza că se suprapun foarte puțin, ca să faci tranziția către programare, oricum trebuie să o înveți de la zero înainte să poți să dai interviul. Și în plus, în momentul în care tu aplici pe poziție entry-level de programator, nici măcar nu ți se cer cunoștințele de testare, pentru că sunt considerate niște cunoștințe foarte ușor de dobândit odată ce te-ai angajat și se pune foarte mult accentul pe partea de programare. Deci, practic, dacă tu vrei să intri în domeniul programării, intrând pe ușa din dosa testării, în speranța că îți va fi mai ușor, de fapt, ce vei face este că vei acumula foarte multă informație suplimentară dintr-un domeniu care, de fapt, pe tine nu te interesează așa de mult și oricum va trebui să acumulezi și cunoștințele de programare. În plus, aici mai e un aspect foarte important și anume partea de hai că mai învăț eu de la colegi, mai fur meserie. Adevărul e că testerii și programatorii lucrează de multe ori pe lucruri foarte separate, adică ce trebuie tu să faci pe partea de testare e foarte diferit față de ce trebuie să facă cei pe partea de programare. Adică tu la final efectiv primești aplicația și trebuie să o testezi și vei atinge foarte puțin partea de cod. În plus, de când s-a trecut la modul ăsta de lucru remote, sunt foarte puțini oamenii care vor să își rupă din timpul lor liber, să intre într-un call cu tine, să te ajute să înveți programare. Adică maxim mai puteți să schimbați câteva mesaje pe chat-ul companiei, să-ți mai dea resurse, dar lucrurile astea sunt insuficiente pentru a-ți face intrarea așa cum trebuie în programare. Bun, și acum în final poate te gândești, ok, eu mă angajez ca tester, vreau să lucrez de acasă, nu vreau să-mi bat foarte mult capul cu învățatul, ce șanse am? Ei bine, asta e problema foarte mare la partea de testare, că nu se știe niciodată cum va evolua domeniul ăsta, dar cu siguranță nu are cum să crească foarte mult. În primul rând, din cauza că există partea de automatizare, adică ca tester manual, o mare parte din task-urile pe care le faci pot să fie făcute deja de către un calculator mult mai bine și mult mai repede decât pot să fie făcute de către un om. În plus, multe dintre companii aleg să își deschidă centre de testare în Asia, deoarece costurile cu munca sunt mult mai reduse decât dacă ar fi să-și facă o echipă în România sau, Doamne ferește, în Europa de Vest sau America. Și atunci, tu tot timpul ai un job de care nu vei fi sigur, nu știi niciodată când se hotărăște compania să închidă departamentul de testare și să-și deschidă altundeva unde este mai ieftin. Iar chiar dacă reușești să intri în domeniu, practic dacă vrei să avansezi profesional și să ajungi, nu știu, pe o poziție de product owner sau manager, este mult mai dificil, deoarece te bați cu toți ceilalți colegi care sunt pe testare și
pentru care singura posibilitate de a promova este să promoveze pe poziția respectivă. Nici pe partea de automation lucrurile nu stau foarte bine și nu există foarte multe poziții, iar dacă este să punem numerele pe hârtie, la o simplă căutare pe portalul eJobs, dacă caut după QA găsesc doar 96 de locuri de muncă, asta în condițiile în care dacă caut QA Automation găsesc 413 locuri de muncă, dintre care deja aici multe cer experiență, iar dacă caut Software Developer există 2930 de locuri de muncă. Deci practic cererea de programator e mult mai mare și aici nici măcar nu am căutat toate cuvintele similare, de exemplu Web Developer, Software Engineer și așa mai departe. Deci, în realitate, chiar dacă să înveți testare este mult mai ușor și mult mai puțin costisitor, riști să investești niște timp în a te dezvolta pe partea asta, iar la final pur și simplu să-ți dai seama că nu ai unde să te angajezi, nu din cauza ta că n-ai avea abilități, ci pur și simplu din cauza că nu sunt suficient de multe poziții în piață. Iar dacă nu mă crezi pe cuvânt, intră pe diverse grupuri de joburi de IT de Facebook și o să vezi cât de multe postări se fac acolo de oameni care au finalizat cursuri de testare manuală, de testare automată, care nu reușesc să-și găsească loc de muncă în domeniu. Acestea fiind zise, sper că acest video ți-a fost util, aștept părerile tale în comentarii sau eventualele întrebări dacă ai și până data viitoare îți urez să ai o săptămână productivă.